Astăzi aș vrea să privim la încrederea în Dumnezeu care se manifestă în viața noastră prin ascultarea noastră de Dumnezeu. Deci încrederea în Dumnezeu care se manifestă prin faptul că noi ascultăm de El. Și Apostolul Pavel este cel care a venit cu acest nou termen pe care l-a folosit de câteva ori în epistolele sale și care este o parte din înțelegerea slujirii sale, din înțelegerea voii lui Dumnezeu cu privire la toate neamurile și cu privire la noi, că din cel și în mod special, în epistola către Romani, bunoare, el spune că el, apostolii, zice, am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Deci Pavel spune, eu și ceilalți apostoli am primit har de la Dumnezeu, am primit această slujire ca să aducem pe toate neamurile, pe toate națiunile la ascultarea credinței. Între care sunteți și voi, le spune el, cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos și între care suntem și noi astăzi. Moldovenii sau americanii sau cei care locuim astăzi aici, suntem și noi printre aceștia care am fost aduși și suntem aduși în continuare la ascultarea credinței. Și iată, Apostolul Pavel este cel care vine cu acest termen. Ascultarea credinței. Ascultarea credinței. Pentru că credința, care este încredere în Dumnezeu, se manifestă prin ascultare de Dumnezeu. Și vorbind despre aceeași ascultarea credinței, la care el a căutat prin Harul lui Dumnezeu să aducă pe toate națiunile, el scrie bunoară în aceeași epistolă către Romani, le spune, zice, nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelui de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare. Deci fie că ascultați de păcat, fie că ascultați de ascultare. Adică ascultați de Dumnezeu, care duce la neprihănire. Zice, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Adică de învățătura aceea dreaptă pe care ați primit-o. Și adeseori când este vorba de a ne încrede în Dumnezeu, este vorba de fapt de a asculta pe Dumnezeu și adeseori atunci când noi nu ascultăm de Dumnezeu, noi nu ascultăm de Dumnezeu pentru că nu avem suficientă încredere în El. Ori atunci când avem încredere în Dumnezeu, această încredere se va manifesta și va trece în ascultarea noastră de El. Credință sau încredere în Dumnezeu care se manifestă prin ascultare de El, în primul rând pentru mântuire. Apostolul Pavel spune, după ce ați fost robei păcatului, aceasta a fost viața noastră înainte de a asculta de Dumnezeu, după ce ați fost robei păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii de care ați primit-o și noi avem aici oameni care au ascultat și care vor să asculte nu de păcat, ci de învățătura lui Dumnezeu. Și în primul rând, această ascultare sau această încredere și credință în Dumnezeu se manifestă în ascultare pentru a fi salvați, pentru a fi mântuiți. Și aici aș vrea să vă aduc aminte de Noe, care a fost un om care a crezut pe Dumnezeu și care l-a ascultat pentru a fi salvat. El și întreaga lui familie. Și autorul Epistolei către Evrei spune că prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa, prin ea el a condamnat lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Atunci când citim Cartea Genezei, capitolul 6, Biblia ne spune că tot pământul ajunseseră stricat, corupt, era plin de violență și gândurile tuturor oamenilor erau îndreptate în fiecare zi spre rău și Dumnezeu a hotărât să nimicească pe toți oamenii și nu numai pe toți oamenii, dar și aproape toate animalele, doar cele care erau cu noi în corabie au scăpat, tot pământul, dar Dumnezeu a venit la Noe pentru că l-a găsit un om neprihănit, un om fără vină, fără pată, un om care se temea de Dumnezeu, a venit și l-a înștiințat despre faptul că urmează
să distrugă lumea prin potop și a spus să construiască o corabie pentru a se salva pe sine și familia sa și, sigur, și toate animalele pe care Dumnezeu le creaseră, câte o pereche din ele. Și atunci când Noe a auzit ceea ce i-a spus Dumnezeu, ceea ce urmează să se întâmple, lucruri care încă nu se vedeau, ne spune Apostolul în Evrei, Dumnezeu l-a științat despre lucruri care încă nu se vedeau, dar el, prin credință, el a crezut pe Dumnezeu și această credință și încredere a lui Noe l-a mișcat, în primul rând a creat în el o teamă sfântă, pentru că spune plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot, adică a făcut această arcă, această corabie. Încrederea lui Noe în Dumnezeu l-a mișcat ca să construiască corabia și să se salveze pe sine și pe toți ai lui. Și există o paralelă între Noe și vremea lui și ceea ce a făcut el și noi și vremea noastră și ceea ce suntem și noi îndemnați să facem. Pentru că însăși Mântuitorul a tras această paralelă și ne-a spus cum a fost în zilele lui Noe, dinainte de potop, așa va fi și în zilele dinaintea venirii Fiului Omului. Oamenii zideau, sădeau, mâncau, beau, se măritau, se însurau și n-au știut nimic până a venit potopul și a luat pe toți. Și Domnul zice, așa va fi și înainte de venirea Fiului Omului. Și noi astăzi, de fapt, trăim în această vreme pe care putem să numim vremea sfârșitului, în care Dumnezeu, atât prin lucrurile pe care ne le-a lăsat scrise în cuvântul Său, cât și prin descoperirile pe care ne le dă prin Duhul Sfânt, ne înștiințează la fel despre faptul că lumea aceasta se îndreaptă spre sfârșit. Ne înștiințează că Domnul Iisus urmează să vină în curând și așa cum îi îndemna Apostolul Petru pe cei din vremea lui, ne îndeamnă și pe noi astăzi cu aceste cuvinte, mântuiți-vă, adică salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Pe vremea lui Noe, numărul celor salvați a fost foarte mic. 8 suflete, 8 oameni din oricâte milioane erau pe vremea lui, dar astăzi oricine crede în Domnul Iisus, oricine se pocăiește, poate fi salvat. Acești oameni care l-au auzit pe Petru, l-au întrebat, fraților, ce să facem? Și el a spus, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Și cei mai mulți dintre noi, dintre voi, deja ați făcut acest lucru, v-ați pocăit, ați fost botezați, dar unii din voi poate că doar v-ați pocăit, dar încă nu v-ați botezat. Și pentru a face ascultarea voastră de plină, pentru a fi salvați, trebuie să fiți botezați. Poate că cineva va spune, dar noi am fost botezați deja atunci când eram prunci. Dar atunci când citim Sfânta Scriptură, Noul Testament, vedem că toți oamenii care au fost botezați de către apostoli, au fost botezați cei care mai întâi au auzit mesajul Evangheliei, care l-au înțeles, care l-au crezut și care au mărturisit cu gura lor pe Domnul Iisus Hristos. Și acesta este botezul biblic, botezul corect, botezul cu care trebuie să fim botezați pentru a fi salvați. Și Domnul Iisus însă și-a spus apostol, duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Așadar, încrederea noastră în Dumnezeu se manifestă în ascultarea noastră de El, în primul rând pentru a fi salvați. Și ascultarea noastră de Dumnezeu pentru a fi salvați este ca să ne pocăim, ca să ne întoarcem de la păcatele noastre, ca să credem în Domnul Iisus și să fim botezați. Și cine va crede și se va boteza, va fi salvat. Dar, în continuare, încrederea noastră în Dumnezeu se manifestă prin faptul că noi ascultăm de El pentru acele decizii și lucruri majore din viața noastră. Și atunci când ne gândim la un om care s-a încrezut în Dumnezeu pentru o decizie atât de majoră în viața lui, ne gândim, desigur, la Avram. Pentru că Avram locuia în Ur, în Haldeea, lucrurile mergeau bine,
și dintr-o dată Dumnezeu a venit la Avram, i-a vorbit și i-a spus: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Acum trebuie să țineți cont de faptul că Avram nu avea 20 de ani sau 25, pentru că când ai 20 sau 25 și îți vine o posibilitate să pleci undeva peste hotare, ești entuziasmat, ceva nou, ceva interesant, perspectiva înaintea ta. Nu, Avram avea 75 de ani, numai ce ieșiseră la pensie, am putea spune, și de-abia aștepta să se așeze în locul acela, să se relaxeze, să se bucure, când Dumnezeu a venit și a spus: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Ce schimbare poate fi mai mare decât aceasta, să părăsești țara în care te-ai născut și ai crescut toată viața ta, să părăsești toate rudele tale și toată casa tatălui tău și să pleci într-o țară cu totul nouă. Sunt puțini oameni, dar având în vedere situația din Moldova, sunt destui care probabil că au avut o experiență similară și au trebuit să plece de aici într-o altă țară și poate uneori din cauza împrejurărilor au trebuit să plece de unii singuri. Și ei probabil pot să-l înțeleagă puțin mai bine pe Avram, dar Dumnezeu îl cheamă să părăsească tot cu ce era cunoscut și tot cu ce era confortabil și la 75 de ani să iasă din mediul lui de confort, din tot ceea ce el cunoștea și să meargă într-o țară. Și din câte vedem, se pare că nu i-a spus exact nici în ce țară să meargă, pentru că i-a spus: vino în țara pe care ți-o voi arăta. Cu alte cuvinte, ieși și pe drum eu am să-ți spun, am să-ți arăt unde trebuie să te duci, pe care drum trebuie să apuci. Și i-a dat o promisiune, o promisiune extraordinară. De aceea putem spune de adevăr, Avram a avut o motivație puternică, pentru că Dumnezeu nu i-a spus doar să iasă, dar totodată i-a spus ce va face cu el. Nu în detalii, sau cum și când, dar i-a spus: voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Și la acest moment Avram nu avea niciun copil, niciun urmaș. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și Avram, așa cum știm, a crezut pe Dumnezeu, a crezut ceea ce a promis Dumnezeu, a crezut că Dumnezeu va face acest lucru și a făcut acest pas al credinței și a plecat din țara lui și știm ce a urmat în continuare. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt, într-adevăr l-a binecuvântat, într-adevăr i-a făcut un nume mare, astfel încât astăzi, peste mii de ani, noi vorbim despre el și îl luăm ca și exemplu de credință, de ascultare și prin el a binecuvântat întreaga lume și toate națiunile, mai bine zis, prin sămânța lui care este Iisus Hristos. Glorie lui! Și apostolul ne spune în aceeași epistolă către evrei, capitolul 11, că prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care îl avea să-l ia ca moștenire, a ascultat. Haideți să spunem, prin credință a ascultat. Vedeți cum credința lui Avram, faptul că Avram a crezut pe Dumnezeu, a crezut promisiunea lui Dumnezeu, a crezut că Dumnezeu l-a chemat și că îl va însoți, l-a făcut să asculte de Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu și să plece. Și zice, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Și prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai celeiași făgăduințe. Nu doar că a ascultat și a plecat, dar pentru tot restul vieții lui a trăit în corturi, fără să fie primit el însuși această țară, dar, așa cum știm, urmașii lui au primit-o și Dumnezeu și-a împlinit cuvântul. Vor veni momente în viața noastră, dacă nu a venit încă, atunci când Dumnezeu ne va vorbi și nouă cu privire la o schimbare majoră
pe care va trebui să o facem în viața noastră în ascultare de El. Nu doar în viața mea, în viața noastră, pentru că această chemare a venit pentru mine atunci când Dumnezeu a început să-mi vorbească ca să ies din serviciul pe care îl aveam la acea vreme. La acea vreme aveam un lucru destul de bun, eram director al filialei unei organizații americane aici în Moldova și aveam un salariu bun, aveam mașină de serviciu, aveam, desigur, relații bune cu oamenii, pentru că toți sunt prieteni cu cel care are bani și dă bani, da? Scrie proverbe. Dar totuși am început să simt că Dumnezeu mă cheamă și mă împinge să ies din această organizație, din această funcție și să mă implic în lucrarea, în slujirea pastorală. Și deși mi-a luat puțin timp ca să fac lucrul acesta, mă bucur că l-am făcut. Mă bucur că am ascultat de Dumnezeu și am lăsat siguranța, confortul și alte avantaje pe care le aveam pentru ca să ascult de Dumnezeu și pentru ca să mă implic pe deplin în lucrarea pastorală. Știu că Dumnezeu va împlini tot ceea ce a promis și tot ceea ce are în planul Lui pentru mine și pentru noi. Dar privind la Avram, înțelegem că noi trebuie să fim gata să părăsim siguranța, să părăsim poate confortul cu care ne-am deprins, să părăsim poate chiar și rudele și chiar și casa tatălui și a mamei, dacă Dumnezeu ne vorbește și ne conduce într-o anumită direcție în care se cere să lăsăm unul sau mai multe din aceste lucruri. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu ca să ascultăm de El în deciziile mari care pot fi o dată sau de câteva ore în viața noastră, dar totodată trebuie să avem încredere în Dumnezeu ca să ascultăm și în toate zilele vieții noastre de poruncile și de principiile scrise ale cuvântului lui Dumnezeu. Nu în fiecare zi am putea primi o asemenea chemare ca să facem niște schimbări majore. Ele pot veni după voia lui Dumnezeu, dar în fiecare zi suntem în situații în care avem de ales dacă să ne încredem în Dumnezeu sau nu și să ascultăm de cuvântul Lui sau nu. Și sunt sigur că fiecare din noi care suntem aici avem de crescut în încrederea noastră în Dumnezeu și respectiv în ascultarea noastră de Dumnezeu într-o privință sau alta. Pentru că este o anumită poruncă sau poate chiar mai multe porunci ale lui Dumnezeu de care noi încă nu ascultăm pe deplin sau în care avem nevoie să creștem în încrederea și în ascultarea noastră de Dumnezeu. Unii din noi poate că au nevoie ca să ierte din toată inima pe cei care au greșit împotriva noastră și să se încreadă în Dumnezeu care face ca toate lucrurile, inclusiv chiar și greșelile și păcatele pe care le-au făcut alți oameni și le fac alți oameni împotriva noastră, să lucreze spre binele nostru al celor ce iubim pe Dumnezeu. Pentru că dacă credem că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru, acela ce-l iubim pe Dumnezeu, atunci ne este cu mult mai ușor ca să iertăm, ca să împlinim porunca lui Dumnezeu, ca să dăm drumul celor pe care poate încă nu i-am iertat. Unii din noi poate că au nevoie să învețe să fie mulțumitori în orice situație și să facă toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Și să se încreadă în Dumnezeu care este în control și care din nou face ca toate lucrurile să lucreze spre binele celor ce iubesc pe El. Unii poate au nevoie să crească în încrederea lor în Dumnezeu și în ascultarea lor de Dumnezeu în ceea ce privește administrarea banilor și în mod specific în ceea ce privește zeciuiala și dărnicia. Noi am putea citi în Scriptură sau poate auzi într-o predică că Dumnezeu vrea ca noi să-L cinstim pe El cu cele din tâi roade din venitul nostru, să dăm a zecea parte Domnului, așa cum a făcut Avram, așa cum a făcut Iacov, așa cum a făcut poporul Israel și așa cum însăși Domnul Iisus a spus, faceți aceasta în continuare. Și noi am putea găsi acest lucru greu de făcut, poate că, având în vedere că nu ne ajung bani sau că nevoile sunt mari, și găsim că poporul lui Dumnezeu, Israel, bunoară, s-a confruntat cu aceeași problemă la un moment dat și Dumnezeu a provocat să se încreadă în El și să asculte de El și în această privință.
Prorocul Maleahie, bunoare, capitolul 3, Dumnezeu le spune, din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Și Dumnezeu le spune, se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare, le spune Dumnezeu. Sunteți blestemați câte vreme căutați să mă înșelați tot poporul întregime. Aduceți însă la casa vistăriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, adică lăcusta, și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Vedeți, prorocul Maleahie este ultimul proroc din Vechiul Testament și el a venit ca să vorbească din partea lui Dumnezeu unui popor care nu de mult se întorseseră din robie. Un popor care încerca să-și refacă viața și care nu erau deloc în prosperitate materială. Nu era vremea lui Solomon când argintul nu avea niciun preț și doar aurul și toți erau în prosperitate materială. Nu, dimpotrivă, aceasta era o vreme în care ei căutau să-și rezidească viața, o vreme de lipsuri, de încercări, și în această vreme ei au zis, da, este scris despre zecială, dar de unde să mai dăm, că și așa nu ne ajunge. Vedeți o paralelă cu vremea în care trăim noi, în care nu ne ajunge adeseori. Știți, unii spun, predicând la acest subiect, unii predicatori spun, bani întotdeauna nu o să vă ajungă. Dar eu nu vreau să spun, nu o să vă ajungă. Eu vreau să spun că o să vă ajungă și o să aveți din belșug. Dar ca și o realitate de moment, poate fi că nu ne ajung bani. Și atunci ne gândim de unde să mai dăm când și așa nu ne ajunge. Dar aceeași situație era și la ei și Dumnezeu le spune, puneți-mă la încercare, cu alte cuvinte, aveți încredere în mine și dați-mi oportunitatea ca să vă dovedesc că dacă mă cinstiți pe mine și dacă mă ascultați în această privință, atunci eu vă voi binecuvânta. Și când este vorba de a onora pe Dumnezeu cu a 10-a parte din venitul nostru, sau când este vorba de a binecuvânta pe cineva și de a-i da un ajutor material, un ajutor financiar, acolo se vede într-adevăr cât de mult ne încredem în Domnul. Pentru că dacă ne încredem în Domnul, mai ales atunci când nu ne ajunge, dar ascultăm de El sau suntem conduși de El ca să ajutăm pe cineva, atunci noi ne încredem în El că Dumnezeu ne va răsplăti și Dumnezeu ne va binecuvânta. Așa cum Dumnezeu spune aici, puneți-mă la încercare, aduceți zeciuielele și veți vedea dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare și voi mustra pentru voi pe cel care mănâncă și nu o mai nimici roadele. Vedeți, ei aveau parte de unii factori naturali care afectau roadele lor, erau lăcuste, erau anumite boli care afectau vița de vie sau pomi. Poate că noi astăzi nu creștem grâu și nu creștem viță de vie aici în oraș, dar pot fi alți factori, alte lucruri care să afecteze bunăstarea noastră materială, să ne fure banii. Și Dumnezeu spune, puneți-vă la încercare, aveți încredere în mine, cinstiți-mă cu zeciuiala și eu vă voi proteja finanțele și bunurile materiale. Și în exemplul acesta vedem în adevăr cum încrederea în Dumnezeu este strâns legată de ascultarea noastră de El. Așa? Care este porunca lui Dumnezeu în ascultarea căreia tu trebuie să crești? Sau care este domeniul vieții tale în care tu trebuie să te încrezi mai mult în Dumnezeu și să asculți de El? Vreau să mai abordez puțin încă un aspect de încredere în Dumnezeu, în ascultarea noastră de a ne lăsa conduși de Duhul adevărului, în tot adevărul. Vedeți, Domnul Iisus ne-a spus că când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, El are să vă călăuzească în tot adevărul. Și pe cât de încurajător era acest lucru pentru ei și este pentru noi astăzi, că Duhul adevărului ne va conduce, ne va călăuzi în tot adevărul, cu alte cuvinte, ca să știm care este adevărul, ca să-L înțelegem, ca să putem deosebi adevărul de minciună, Duhul Sfânt ne va ajuta în toate acestea.
Și pe cât de încurajator este acest lucru, pe atât de înspăimântător poate fi uneori. De ce spun aceasta? Pentru că atunci când Duhul adevărului vine în viața noastră și începe să ne conducă în tot adevărul, mai devreme sau mai târziu, ajungem la realizarea că unele lucruri, și aș putea să spun multe lucruri, poate pe care noi le-am crezut bune și poate pentru o vreme le-am practicat, la un moment dat Duhul adevărului începe să ne călăuzească și să ne arate că acele lucruri nu sunt bune și nu sunt făcute al Dumnezeu și nu sunt conform adevărului și că trebuie să ne schimbăm și să încetăm să mai facem unele lucruri și să procedăm altfel. Și acest lucru poate fi puțin înspăimântător. Mai ales atunci când toate aceste lucruri, să zicem, au fost practicate de toți prietenii noștri. Și acum Duhul adevărului ne arată că lucrul acela nu este bun și trebuie să ne schimbăm. Și noi ne gândim, dar stai un pic că ce o să zică lumea? Aceasta este una dintre întrebările cheie care vine adeseori în mintea noastră. Ce o să spună lumea? O să spună că tu cu totul ai nebunit. Și desigur, atunci când vorbim despre lume, Duhul adevărului ne face în stare să înțelegem și să ne dăm seama și să realizăm că, de fapt, în mare măsură, tot ceea ce face lumea, tot ceea ce crede lumea, și când spun lumea, mă refer la oamenii care nu cred în Dumnezeu, poate îi spun că cred, dar în realitate nu cred și nu ascultă de Dumnezeu, de fapt, tot ce face lumea, în mare, este, am putea spune, nu este plăcut lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus un lucru, ne-a dat un principiu după care noi putem să judecăm toate lucrurile. Și El ne-a spus la un moment dat acest lucru, că tot ce este înălțat la oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Observați ce principiu pe care noi putem să-l folosim ca să judecăm toate lucrurile, pentru că El a spus tot ce este înălțat la oameni. Adică tot ceea ce oamenii privesc ca ceva foarte bun sau pun preț pe lucrul acela sau îl înalță ca fiind ceva foarte, foarte semnificativ, de fapt Domnul Iisus ne spune este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ne gândim puțin care sunt lucrurile pe care oamenii le prețuiesc, care sunt lucrurile pe care oamenii le scriu la anul nou, care e primul? Mulți bani! Să ai mulți bani, da? Bogăție, putere, frumusețe fizică, să fii faimos, să fii cunoscut. Toate aceste lucruri sunt lucrurile pe care oamenii pun preț și pe care le înalță. Și dacă folosim acest principiu pe care Domnul Iisus ne-l-a dat, ne dăm seama că toate aceste lucruri, de fapt, sunt fără valoare. Și însăși Dumnezeu, prin prorocul Ieremia, spune cel puternic să nu se laude cu puterea lui, cel bogat să nu se laude cu bogăția lui, cel înțelept nu cu înțelepciunea lui, ci cine se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Că eu sunt Domnul, că eu sunt cel care fac dreptate și judecată pe pământ. Și de fapt atunci când Duhul adevărului ne conduce în tot adevărul și noi cunoaștem adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, începem să realizăm că de fapt tot ceea ce lumea prețuiește și crede și face nu este plăcut lui Dumnezeu și noi nu putem să continuăm să facem tot ceea ce fac ei. Dar, de asemenea, Duhul adevărului ne călăuzește și începem să realizăm că nu numai ce face lumea, dar adeseori chiar ceea ce fac credincioșii sau bisericile la fel nu este din adevăr. Să vă dau un exemplu. Bunoară, sunt mai multe sărbători care sunt sărbătorite în lume și bunoară acum două zile în urmă a fost una din ele, ziua îndrăgostiților, cunoscută și ca ziua Sfântului Valentin, care devine din ce în ce mai populară și în cultura noastră, măcar că vine din vest, și este înălțată și trebuie să faci ceva de ziua îndrăgostiților, să dai o floare celei sau celui pe care îl iubești sau să faci ceva. Dar în realitate atunci când bunoară studiezi originea acestei sărbători, îți dai seama că aceasta nu este altceva decât Lupercalia. O sărbătoare română, romană păgână, în cinstea unui zeu păgân, care nu era despre altceva decât despre
promovarea păcatului curviei, o sărbătoare pe care diavolul a folosit-o pe parcursul mai multor veacuri ca să-i facă pe oameni să păcătuiască cât mai mult. Și chiar dacă Biserica Catolică și poate și alte biserici au încercat să o spele și să o îmbrace în haine creștine, de fapt, atunci când ne uităm în lume, înțelegem că în continuare spiritul ei este același, pentru că în continuare este o zi în care păcatul curviei sau prea curviei este comis mai mult decât în alte zile. Sau, bunoară să luăm o altă sărbătoare care vine în curând. 8 martie, Ziua Internațională a Femeii. Ce poate fi rău în această sărbătoare? Dar când ne uităm la originea ei, descoperim că această sărbătoare, de fapt, a fost creată de Internaționala Socialistă, nu atât de mult timp în urmă, vreun secol în urmă, și a avut ca scop, să zicem așa, să motiveze femeile din acele țări, în mod special Uniunea Sovietică și alte țări în care se încerca să se promoveze comunismul, deci să promoveze emanciparea femeii în sensul în care este ceva rău să stai acasă, să crești copiii și trebuie să fii la un nivel cu bărbatul. Și știți, în Uniunea Sovietică era femeia și bărbatul cu ambii, unul cu altul, unul cu ciocanul, altul cu secera, da? Adică femeia să fie acolo unde este bărbatul, la același loc, la același nivel. Și dacă tu uiți la unele postere din vremea aceea, de 8 martie, vezi cum era promovată această idee, femeile aruncând șorțurile și aruncând tigăile și lăsați-mă cu a sta acasă și avea grijă de copii și tot ceea ce este perfect normal și perfect după cuvântul lui Dumnezeu. Și ziceam că adeseori chiar și bisericile încep să facă aceste lucruri care nu sunt în adevăr, pentru că bunoarea, chiar în privința acestor două sărbători, în mod clar cu origini fie păgâne, fie de rebeliune împotriva adevărului, bisericii au început să le incorporeze. Și de Sfântul Valentin, vino să cunoști dragostea adevărată. Da? Sau de 8 martie, hai să facem ziua mamei. Și la prima vedere poate fi un lucru parcă înțelept, hai să folosim această ocazie, dar eu nu cred că este înțelept, pentru că este o amestecare a lucrurilor. Și atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu, citim bunoară lucruri de genul acesta, Dumnezeu spune, nu vă atingeți de ceea ce este necurat și vă voi primi. Nu spune, spălați ceea ce este necurat, îmbrăcați-l în haine creștine, puneți-o cruce la gât și totul va fi bine. Dumnezeu spune, nu vă atingeți de ceea ce este necurat și vă voi primi. Și atunci când Duhul adevărului te călăuzește ca să înțelegi că un lucru nu este din adevăr și celălalt nu este din adevăr și chiar dacă unii îl fac, dar nu este din adevăr, ai nevoie de încredere în Dumnezeu și ai nevoie de curaj ca să asculți de Dumnezeu, ca să schimbi modul în care ai făcut lucrurile, fie în mod personal, fie poate, fie ca și biserică. Ai nevoie de curaj pentru ca să te lași condus de Duhul adevărului în tot adevărul. Oriunde acest adevăr te-ar duce. Este nevoie de curaj și cei mulți oameni preferă să rămână, să zicem așa, în zona confortului și a tradițiilor și, ok, toți oamenii o fac și, păi, nu este nimic rău. Și să nu iasă, să nu se evidențieze, cum spunea cineva, dacă te duci prea departe la război, dacă ești la război și te duci prea înainte de restul armatei tale, armata ta ar putea să te confunde și să creadă că ești un inamic și să te împuște. Și unii oameni preferă să nu se remarce și să nu iasă. Toți sărbătoresc Crăciunul, sărbătorim și noi. Sfântul Valentin, acum și facem și noi un eveniment. 8 martie, desigur, facem și noi ceva. Dragul biete, îl transformăm în dragoste adevărată. Și preferă să țină mai mult de ceea ce este acceptat. Dar Duhul adevărului ne conduce în tot adevărul și uneori ne duce în locuri în care poate că nu am vrea să mergem în mod natural, am vrea să nu ieșim în evidență, dar Dumnezeu nu ne lasă și ne cheamă și ne călăuzește ca să cunoaștem și să împlinim adevărul. Și
uitam aici în Geneza 12, atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a spus: ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău, și Avram a ascultat. Este scris că Avram a ajuns la Betel, acolo a zidit un altar Domnului, a chemat numele Domnului, și apoi este scris în versetul 9, Geneza 12, că Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre miază zi. Avram și-a urmat drumul înaintând mereu. Haideți să spunem înaintând mereu. Dacă Dumnezeu te-a chemat, nu poți să te oprești la Betel și gata, am cunoscut tot ce am avut de cunoscut, am înțeles ce am avut de înțeles. Nu, e vorba de o înaintare continuă. Avram a înaintat mereu spre miază zi, spre miezul zilei. Și Solomon spune că drumul cel neprihănit merge în sus, cărarea lui merge în sus și este ca soarele la miază. Este lumină, este claritate, este descoperire. Și după cum Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre miază zi fizic, și noi suntem chemați de Dumnezeu ca să ne încredem în El, să ne lăsăm conduși de Duhul adevărului, să creștem în ascultarea noastră de El, fie că este de cele scrise în cuvânt, fie că este de ceea ce Dumnezeu ne descoperă și ne ajută să înțelegem și astfel să îl experimentăm și să îl cunoaștem într-un mod în care doar încrezându-ne în El și doar ascultând de El putem să-L cunoaștem și să-L experimentăm. Fie ca Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin.